Un nou acord de colaborare peste Prut în anul centenarului. Asociația Femeilor Antreprenoare din Republica Moldova a semnat un acord de colaborare cu Federația Patronatelor Femeilor Antreprenoare din România. Organizațiile își propun să facă schimb de experiențe și să organizeze evenimente comune. Eu zic într-un ceas bun. Ne-am dorit foarte mult și ne dorim foarte mult, mai ales în anul sărbării centenarului, să semnăm acest acord de colaborare și să dezvoltăm un parteneriat durabil pe viitor și să reușim să creăm proiecte și importante pentru comunitățile noastre. Vă așteptăm la București. Vă lansez cu ocazia asta două invitații. Pe 24 iunie vă invităm la Brașov, unde împreună cu Asociația Națională a Antreprenorilor organizăm Festivalul România Autentică, în care promovăm de 3 ani tradițiile și meșteșugurile românești. Avem ce învăța de la ei. La nivel de legislație se fac multe lucruri în România pentru susținerea antreprenorilor și business-urilor acestora, și femeile din România au acces la cunoștințe, la instruiri, sunt fonduri europene, sunt proiecte europene. Vrem să aflăm detalii despre ce se face acolo, să vedem ce putem prelua ca să aplicăm în afacerile noastre. Promovarea membrelor organizațiilor noastre în cele două țări, în România și Republica Moldova, schimbul de experiență, gândirea unor proiecte și de atragere de fonduri comune. Femeile de afaceri de la Chișinău au spus că și-ar dori să ajungă și pe piața din România. Este mai multă dorință de a împărtăși și de a afla noi instrumente a persoanelor de afaceri din România. Avem deja o experiență de colaborare cu ei, am fost și în Cluj, am fost în mai multe orașe din România și sunt sigură că este doar un început și un început foarte frumos, pentru că România este cu tot o altă piață și cu siguranță avem multe de preluat de acolo. Asociația Femeilor Antreprenoare din Republica Moldova are în jur de 100 de membre și activează de 5 ani.